Bine v-am găsit, dragii noștri, la o nouă emisiune Zestrea Maramureșului. Intrăm din nou în casele dumneavoastră, ne bucurăm de postul acesta frumos al Crăciunului. Ne bucurăm că Dumnezeu ne mai rânduiește ca și în acest an, și în acest post să ne reîntâlnim. Dat fiind faptul că din 2013, cu ajutorul lui Dumnezeu, an de an intrăm în casele dumneavoastră după rânduiala străbună, când e dulce ne veselim, când din postul Crăciunului colindăm, iar când suntem în postul Paștelui cântăm pricezni și cântece religioase. Iată că astăzi avem invitați deosebiți, dat fiind faptul că în casa emisiunii Zestrea Maramureșului, să o numesc așa, Maria Stroia este cea care vine din București și încă este în ansamblu Ciocârlia. Noi am mai avut o invitată în emisiunile noastre anul trecut, dacă nu mă înșel, în Muzeul Satului din Baia Mare, din Sighetul Marmației, dar astăzi suntem la gospodăria lui Victoru Știrbuțului din Călinești. Bine ai venit la noi și ne bucurăm că te avem din nou în casele noastre, mulțumindu-ți totodată că ai bătut drum lung alături de soțul tău ca să fii în cadrul acestei emisiuni. Măriuca, bine te-am găsit! Sincer, mă bucur foarte mult că am ajuns iar la Sighetul Marmației, un drum foarte, foarte lung până aici, dar eu zic că a meritat, pentru că suntem împreună acum și chiar nu ne-am văzut de un an. Așa este, prin intermediul acestei emisiuni ne vedem și noi parcă mai des sau văd mulți dintre artiști mai des decât aș fi putut înainte. Ce mai face Maria Stroia de când nu te-au văzut telespectatorii maramureșeni și nu numai, pentru că emisiunea, odată ce este urcată și pe YouTube, să zic așa, este vizionată în întreaga lume? Păi ce să fac? În primul rând muncesc foarte mult în cadrul ansamblului artistic Ciocârlia. Avem foarte, foarte multe activități, foarte multe spectacole și am călătorit chiar foarte mult. Acum recent, acum vreo 3 săptămâni, am fost la Baia Mare. Am avut un concert la Baia Mare, eram foarte aproape de tine, n-am reușit să ajung până aici. Așa, în rest studiez, încă n-am terminat facultatea de care spusesem anul trecut, sunt în ultimul an la asistență socială la Facultatea de Teologie din București, Teologie Ortodoxă, și anul ăsta mă pregătesc să-mi dau licența, deci sunt foarte, foarte ocupată, nu mă plâng că n-aș avea activități. Și cu toate astea încerc totuși să ajung și prin Ardeal, încerc să ajung și în zona mea, de unde provin, la Orăștie, încerc să ajung să-mi văd familia, frații, și de ce nu să ajung și aici, la Sighetul Marmației, unde astăzi ne aflăm împreună. Și a fost o idee bună să vin împreună cu Mihai, să nu vin singură, pentru că el este un teleormănean din sudul țării, dar are suflet de ardelean acum, pentru că suntem împreună și eu zic că a căpătat foarte multe obiceiuri din Ardeal și încet, încet, cred că îl mut de tot în Ardeal. Dacă nu trupește, măcar sufletește. Noi ardelenii suntem mai moi, mai așezați, mai cu munca multă, grea, dar făcut așa cu răbdare, eu așa te știu. O persoană răbdătoare care îți place să faci muncă cu adevărat frumoasă. Ce ne-ai pregătit pentru această emisiune? Cu ce ai venit? Cu ce zestre ai venit de acolo, de la tine, de acasă? Pentru această emisiune am venit cu un repertoriu mai deosebit, bineînțeles, pentru că suntem în postul Crăciunului și este normal să colindăm, nu să cântăm. Și am venit, am adus colinde frumoase din zona Orăștiei, colinde pe care eu le-am înregistrat în urmă cu 5 ani, să zic așa, cu maestru, compozitorul Constantin Arvinte, cu o formulă restrânsă, un quartet de la conservatorul Ciprian Porumbescu, și o parte din ele sunt a capela, colinde pe care le voi cânta însoțite de această tobiță, o tobă de la Orăștie. Și mă bucur foarte mult că am reușit să ajung aici de sărbători, să pot să colind în Maramureș. Asta-i seara lui Crăciun,
ajun ziurele de ziua. Cerul întreg s-o lumina strigau ziurele de ziua. Astăzi s-a născut Hristos, ziurele de ziua, pentru noi și neamul nostru. Tată, ca să-i lumină ziurele de ziua, la tăt focul ala-i plină ziurele de ziua. Cum o folosești și când se folosea? Toba aceasta o foloseam, eu am folosit-o de când eram mică. Deci de când eram eu mică și mergeam cu colindul prin sat, aveam o tobă, bine, nu era asta, pentru că asta am achiziționat-o între timp când am ajuns la ansamblu Ciocărlia. Aveam o tobă mai mare, mai mică, este făcută din piele burtă de oaie, de vițel. De vită, de vițel, da. Întinsă pe lemn și mergeam la colindat însoțiți cu toba prin sat. Mergeam cu frații mei, cu cei doi frați ai mei la colindat. De mică am luat toate casele la rând și
ziceam, primi scolindu. Majoritatea, unii ne primeau, unii nu, care nu ne primeau, primi scolindu, nu primim unii. Burez pe părez, călcătură să aveți. Aveam și câte o replică la cei care nu ne primeau. Și a fost frumos, pentru că în acea perioadă, când eu eram în perioada copilăriei, adolescenței, am colindat în fiecare an satul, pe la toate casele, am învățat colinde noi mereu. De atunci am început să-mi aleg repertoriu și de atunci făceam culegeri. Culegeri prin sat, adunam toate cântecele, toate colindele, toate doinele, tot ce prindeam pe acolo și tot ce auzeam pe la bătrânii satului, îmi făceam timp și plecam în culegere de folclor, așa îi spuneam la mama, plec în culegere de folclor. Îmi luam un reportofon la mine mic ca să înregistrez și plecam pe la case, pe la bătrâni. Deci toată copilăria mea mi-am petrecut-o, deci nu cu cei de vârsta mea, decât cu bătrânii satului. Pentru că eu eram mereu plecată în sat și răscoleam lăzile lor de zestre, răscoleam casa mereu, căutam costume populare, cântece, versuri, notam tot ce spuneau. Deci, ca să mă înțelegi așa, am făcut o cercetare etnografică din perioada aia, din perioada adolescenței. Deci am strâns foarte mult material, foarte multe cântece, foarte multe versuri populare și sunt mândră că am reușit să adun această zestre, pentru că o păstrez cu sfințenie, nu mă bat de la ea să trec spre partea comercială sau chici, nu vreau să fac așa ceva și eu zic să-mi ajute Dumnezeu să mă reîntorc din nou la mine în sat și să pot să caut în continuare, să caut ceva nou, să caut ceva frumos, alte colinde, alte cântece. Doamne ajută! Eu zic să și începem să le arătăm telespectatorilor noștri ce ai adunat, ce bagaj de colinde ai adunat. Peste tare, peste mare, Domnului Doamne, asta-i sara, sara mare, sara mare a lui Crăciunu. Domnului Doamne, când s-a născut Domnul Bunu, Dumnezeu adevăratu. Domnului Doamne, soare raze luminatu. Frații mei români ca mine, Olta bine să rodească, Domnului Doamne, sping de aur să vă crească. Șapte roade pe un tuleu, Domnului Doamne, tot ca aurul de greu, în grădină bunătate, Domnului Doamne, în casă cu sănătate. Lino, dai lino, dragă, pe holdele boierești. Lino, dai lino, dragă, o turmă de oi domnești. Ședeare. Lino, dai lino, dragă, și-a de maica precistare. Lino, dai lino, dragă, cu fiuți micuți pe brațe. Lino, dai lino, dragă, fiul plânge stare n-are, maică sa îl mângâiare. Lino, dai lino, dragă, taș fiule nu mai plânge. Lino, dai lino, dragă, două mere, două pere. Lino,
Că povesteam de colind. Îți mai amintești de un colind de când erai cocoană? Că bănuiesc că pentru astăzi nu ne-ai pregătit un colind care îl cântai tu când erai coconucă. Când eram mică, la voi sunt coconi. Da, da. Eu trebuie să mă obișnuiesc acum cu limba de la Maramureș. Așa-i. Da. O mai știi? Cum să nu? O să o cânt, la un moment dat o să o colind, da. Aveam colindul meu care era colindul fetei de măritat. Eu acest colind l-am cântat aproape în fiecare an. Până te-ai măritat? Până să mă mărit, da, până să-l întâlnesc pe Mihai. Acum de câțiva nu l-am mai cântat chiar. Și bine că ai scăpat. Da, era însoțit de bătaia cu tuba, așa. Și la noi se cânta foarte mult prin sat Dăliană, fată de albă, așa, cu Merelina la fântână, ăsta-i colindul. Și trei păstori se întâlniră, ăsta îl cânta mereu cu frații mei, pentru că ei numai pe ăsta știau în fiecare an. Și mereu mă certeam cu ei, îmi spuneam, măi, mai învățați și voi ceva nou, mereu vreau să-i învăț ceva, nu vroiau, că ei nu, ziceau, nu, pe ăsta e suficient. Și eu cântam restul colindelor și ei decât cu trei păstori. Se mai poartă la tine în sat așa pe drept, adevărat, dacă se mai colindă pe generații, în ceată? Da, se colindă pe generații și până seara, în seara de ajun, până pe la ora 8 așa, până se întunecă foarte tare afară, sunt colindătorii mici, adică copiii, generațiile mici. După ora 8 încep generațiile mai mari, adolescenții, cei care au deja 15, 16, 17 până în 20 de ani, așa, și după ora 12 noaptea, deci a doua generație, ei colindă, de fapt, se duc la fetele de măritat, se duc la toate fetele prin sat și iau toate porțiile la rând, unde este o fată de măritat, se opresc în ceată, fetele îi așteaptă și sunt primiți în casă, ăsta e obiceiul la mine în sat, pe care l-am trăit aproape în fiecare an. Așa ar fi și în satul acesta, se numește Pețâtul. Pețâtul, da, să oprez la fiecare casă, fetele îi așteaptă, colindă foarte frumos în ceată, în grup, pe urmă sunt poftiți în casă, la masă, unde sunt serviți cu țuică, prăjituri, cozonac, așa. Și, bine, unii stau și chefuiesc toată noaptea, dar după ora 12 noaptea începe colindatul celor în vârstă, vârstnicii, adică cei care sunt căsătoriți. Și atunci, așa e la mine obiceiul, deci cei căsătoriți pleacă cu nevestele, toți. Pleacă pe grupuri, pe familii și se duc la cunoștințe. Și unii colindă, la alții. Unii la alții, da. Finii la nași, nașii la fini. Deci, știi ce am constatat? Că dacă nu mai se merge la colindat, ai senzația că nu a fost Crăciun. Da, așa este. Dacă nu și mulți zic, uai, de mine, dar păi parcă nu a fost Crăciun. Dar cum să fie Crăciun dacă tu stai acasă și te uiți numai în televizor? Da. Dacă ai merge și ai colinda, dacă te-ai pregătit cu un colind, chiar mă gândeam cum se uită colindele astfel. Tot aștept să-ți vină colindător, dar tu nu mergi în colinda. Da, așa este. Eu în urmă cu vreo 2 ani, așa, 2-3 ani, am fost cu colindul cu nepoatele mele. Am două nepoate care sunt mai micuțe. De fapt, am trei nepoate din partea fratelui cel mare, dar cu cele două care sunt mai micuțe, am mers cu ele prin sat, pentru că ele vroiau foarte mult să mergem la colindat, dar am mers cu o condiție, le-am îmbrăcat în costum popular. Am zis, nu merg cu voi decât în costume populare. Și ne-am îmbrăcat toate trei în costume populare și le-am luat cu mine prin sat. Și le-a plăcut foarte mult, adică au avut așa, cei au rămas cu o amintire plăcută. Mereu când vorbesc cu ele și amintesc, vai, să vii de la București să mergem iară cu colindul. Anul ăsta m-așteptau să mă duc, dar nu se poate. Le-am spus că sunt ocupată cu filmările, am multe spectacole, multe colinde și am zis, poate anul viitor, ele săracele mă așteptau să colindăm împreună iară. Da. Frumos! Haideți să ne mai colinzi un colind. Și mai povestim. Merelina la fântână, fetișoară de lăbișoară, șocofii
în mână la fântâna din Luncetu, fetișoară tălbișoară, unde curge apa-ncetul, găsă apa-n tulburată, fetișoară tălbișoară, de voinici înconjurată, de trei crai ca fecioreii, fetișoară tălbișoară, rumenei și frumușei. Și voinici așa ziceau, fetișoară tălbișoară, dă-mi lino cu nuna ta, să mă încununesc cu ea, dă-mi lino inelul tău, fetișoară tălbișoară, să mă împodobesc cu elu, rămâi lino sănătoasă, fetișoară tălbișoară, să plătești colinda noastră, cu-n colac mândru frumosu, fetișoară tălbișoară, să ne fie de folosu înainte.